surprindem o imagine demnă de vis script. Așadar, nu doar că am stat în una dintre casele renovate și susținute de fundația condusă de Alfred Asaș, ci am fost și vecină. Salutare tuturor din București! Salutare, dragilor! Gata, șederea noastră în România se încheie, dar nu înainte de a mai vizita un loc cu totul și cu totul special pe care ne dorim de foarte mult timp să-l vedem și ne-am propus așa, să venim cu două zile înainte în București, înainte de a zbura către noua destinație, încât să profităm de vremea frumoasă, pentru că deși este toamnă, este septembrie, vremea ține cu noi astăzi. E un început de toamnă fabulos, așa ne luăm la revedere de la România. Da, o să realizăm un road trip de două zile, o să începem cu Viscri și o să încheiem cu Transfăgărășanul și vedem ce oprind mai facem între timp. Prietenii noștri de la Enterprise ne-au pus la dispoziție această bulinuță simpatică ce o să ne conducă în escapada noastră dinaintea plecării din România. Așadar, hai să mergem! Cei de la Enterprise au o flotă variată de mașini, de la SUV-uri până la această mașinuță pe care o conducem noi, o Toyota Corolla Hybrid. Noi am optat pentru această mașină pentru că eu îmi doream sincer să văd cum se conduce un hybrid prin București. Și e senzațională, e fâșneață și nici nu se aude. Dacă intenționați să călătoriți prin România, recomandăm serviciile celor de la Enterprise pentru că procesul de închiriere este foarte ușor, direct live pe site, iar mașinile sunt foarte sigure. Mai avem puțin și ieșind din București, traficul nu este aglomerat, așa cum îl știam noi, dar încă nu a început școala. Noi mai avem puțin și plecăm din România, schimbăm continentul. Câteva zile, amărât câteva zile și abia așteptăm să pornim în noua aventură. Voi sigur o să vă facă. Sigur, sigur. Drumul din București până în Istrie de 3 ore și jumătate e o destinație de weekend pentru bucureșteni. Până aici vremea a ținut cu noi, dar se pare că în față se înnorează, sperăm să nu prindem ploaie. Oricum, mâine am văzut că o să fie frumos, mâine o să mergem pe Transfăgărășan. Abia aștept să conduce pe acolo pentru că nu am mai fost de mult și nu am filmat niciodată pe acest canal. După 3 ore și jumătate am ajuns la destinație, am parcat mașina și acum o să mergem să mâncăm. De obicei noi la sfârșitul vlogului sau la sfârșitul experiențelor turistice mâncăm, dar astăzi suntem lipsiți de foame și vreau să vă spun că satul este extrem de frumos. Uite-te și tu, sunt mânzi aici, rațe, gâște, cai, foarte frumos. Uite un căluț mic. Mai vezi asta niciunde, adică am mai fost noi prin sate, dar n-am văzut asta. Îmi place mult, casele sunt colorate, o să povestim un pic mai târziu despre istoria lor. Bineînțeles că acest sat a devenit cunoscut în momentul în care prințul Charles și-a achiziționat o casă aici. Și atunci nu doar România a auzit de Viscri, ci toată lumea, pentru că anual am înțeles că aici vin peste 30.000 de turiști. Și astăzi suntem și noi parte din acest proces de vizitare al satului Viscri. Îmi place foarte mult, mi se pare extrem de autentic și de rustic. Nu e, uite, seamănă cu Râmetea, dar parcă acolo e mai cosmetizat totul. Casele sunt, nu știu, estetic, arată mult mai bine Râmetea, dar parcă mie îmi place mai mult Viscri pentru că e mai autentic, e mai real. Vezi și tu o țiglă sărită de pe casă, un gard vechi, adică cumva au păstrat elementele tradiționale mult mai mult. Da, uite, hai să drumul mergem. Imperfect. Da, drumul este imperfect, dar cu toate astea e foarte, foarte frumos. Place și vremea asta, e ok să explorezi satul Viscri pe timp de
Început de toamnă. Început de toamnă, da. Cum a fost drumul? Foarte frumos a fost drumul, mi-a plăcut că am trecut prin multe anotimpuri. Cum prin e două cu mașina asta? Versus Seat. Da, versus nu se compară. Nostru. Nu se compară. De obicei ajung foarte obosită la destinație, dar astăzi mi s-a părut foarte lină călătoria. Hai să mâncăm că e bun și șoferul. E bun și șoferul, clar, nu încap îndoială. Hai să mâncăm. Din câte am înțeles, nu sunt foarte multe restaurante aici. Noi am oprit la unul dintre ele și scrie aici clar că trebuie să avem rezervare în cazul în care dorim să luăm prânzul sau cina. Haideți să vedem exact ce presupune, dacă ne dau voie totuși să mâncăm. Ce frumos arată! Sunt case săsești, foarte vechi, dar extrem de frumoase. Îmi place că sunt colorate, că nu sunt doar albe cu obloane colorate, verzi, albastre sau roșii. Și sunt diferite unele de celelalte. Ia uitați, exact ce vă spuneam, drumul este imperfect, dar parcă asta dă și mai mult farmec destinației. Și mașina aceasta veche, foarte fain. Am impresia că am călătorit în timp astăzi puțin. Și se simte un aer de toamnă aici. În cele din urmă am prins masă. E nevoie de rezervare, însă sunt foarte drăguți. Uite, am prins masă, suntem doar noi. Suntem doar noi afară, da, dar voiam să zic că și în interior puteam sta liniștiți pentru că erau mese disponibile. Dar e foarte fain, se simte așa un aer de toamnă. Uitați, avem și flori uscate. Ne-am comandat un meniu standard care înseamnă 80 de lei, o ciorbă, un fel principal și un desert și se mai adaugă băutura. Da, e un pic cam... mult, să spun, da, dar având în vedere că noi încă n-am apucat să luăm prânzul și cina, cumva e 2 în 1 și are sens. Foarte faină grădina, sunt și hamaci aici, uite o mașină Lada veche acolo în spate. Da, îmi place mult. Le cunosc știi? Pentru că am văzut mașinile în Ecuador și în Columbia și le-am învățat. Lada. Da, m-a zăpăcit eu, uite, Lada, nu știam până atunci. Da, uitați, oamenii au și cules merele în aceste... coșărci, se zice la noi în Bucovina, nu știu ce altă denumire mai au ele. Da, îmi place. Până acum îmi place Viscri. Gata, au sosit băuturile. Eu mi-am luat un ceai cald. Relaxare în hamac se numește. Nu mai rețin exact ce plante conține. Hibiscus, lămâie probabil, tei da, și așa mai departe. Da, arată foarte bine. Și îmi place că e cald, îmi încălzesc mâinile. Că mi-au cam înghețat, bine. Da, miroase bine. Hai să vedem și Ion și-a luat un... Eu mi-am luat un suc din vișine. Suc cu sirop de vișine. Cam așa arată, am gheață pe frigul ăsta. Nu știam că pun și gheață. Aha, eu am fost inspirată, vezi? Vrei și o pisică aici. Ia. Pisii. Mereu la datorie. Mușico. Nu se lasă, vine în brațe. Am două pisicuțe acum cu mine. Yay! Dar cred că e motan. Da, e motan. Se prezintă. Ciorbă de cartofi și ciorbă de varză cu afumătura. Ciorba asta miroase ca la mama acasă. E cu ingrediente organice de aici din grădină. Mi se pare un pic ca mic astronom sau mi-este mie foame, încă nu-mi dau seama exact. Se simte tarhonul foarte tare. Pentru că e o ciorbă de cartofi cu tarhon, dar este delicioasă, îmi place la nebunie. Ai pâine de casă? Și e fierbinte, deci nu mai bună pentru frigul ăsta. Hai să vedem ce ți-ai luat tu, Ion. Dai seama, Ion, că asta e ultima mâncare 100% românească, autentică, chiar tradițională. O să înlipsească mâncarea românească. Din punctul meu de vedere, bucătăria românească este cea mai bună, cea mai complexă, cea mai gustoasă. Da. Nu știu, e părerea mea. De acord. Ce bună e. Foarte bună, lipsește puțină sare. Trebuie să vedea afumătura, dar are gust. Are gust de afumătură. Da. Nu, are. Ferdoi, acum v-am adus păpricaș din vițel, crescut la noi în sat, și spanac din grădinele de la noi. E gătit cu lapte de la văcuțele noastre din sat. Arată foarte bine, uitați-vă și voi ce prezentare. Avem spanac cu semințe de dovleac. Așa, morcov uscat, deshidratat. Și chestia asta e din brânză, dar stai așa că nu vreau să o stric până n-o posez. Revenim imediat la tine, Andreea. Revenim imediat, da. Apropo, dacă nu ne-ați dat follow pe Instagram, faceți-o acum, pentru că Andreea face cele mai frumoase instastoriuri. Și acolo suntem în timp real. N-am mai mâncat spanac de foarte mult timp. Tu și papa ai marinarul. E bun. Am uitat de ce n-am mâncat spanac de mult timp, că nu prea îmi place gătit. Deci îmi place doar nu în salate. Face mâncarea. Nu, e bună. E un fel de caș trecut prin griș.
Nu știu exact sub ce formă a fost gătit, dar hai să vedem în combinația asta cum e. Cred că e un fel de plăcintă. Da, e bună, chiar merge combinația, îmi place. Iar mi-am luat paprikaș din vițel. Nu am mai mâncat, n-am mai auzit felul acesta de mâncare nicăieri. E sunt curios carne. Cum e. E multă carne aici la mine. Jos pălăria. Da, mai avem niște găluște aici. Foarte bună mâncare. Revenim cu desertul. Am venit și cu desertul. Asta e tartă cu urdă dulce de oaie. Și aceasta e prăjitura cu rubarbăr și bezea, făcută din ouă de casă. E un fel de cheesecake, varianta românească, cu dulceață de afine deasupra. E bună. Nu e foarte, foarte dulce, e un pic acrișoară. Înseamnă cu o prăjitură cu mere, dacă mă întreb mine. În total, pe această masă delicioasă am plătit 183 de lei. Un pic cam mult, să spun, dar având în vedere că ai două feluri de mâncare și un desert, eu zic că a meritat. Partea bună este că puteți să vi le comandați și individual, nu trebuie să mergeți pe acest meniu pe care am mers noi, dar fiindcă eram înfometați, am vrut pachetul cel mare. Acum mergem la cazare, nu știu dacă reușim să mai filmăm astăzi satul, să ne plimbăm, dar încercăm. La doar câțiva metri de restaurant se află cazarea noastră. Sper că auziți pe fundal gâștele. Am ajuns. A fost destul de dificil să găsim locația. Fiecare casă are un număr. Noi stăm la numărul 161B. Un aspect foarte important pe care l-am aflat de la chelnerul restaurantului este acela că nu avem voie să parcăm mașina astfel. Deci așa nu. Cu toate acestea, văd că sunt parcate mașini aici pe marginea drumului. Ideea este că există o parcare a satului, unde localnicii sau turiștii sunt invitați să-și lase mașinile sau, de ce nu, chiar în curtea casei sau a locației. Nici de cum nu este estetic și cumva este interzis să parchezi mașina astfel. Până vă prezint eu cazarea, stați așa că am o misiune importantă de făcut și anume de ținut poarta aceasta încât să intre Ioan cu mașina. Suntem singurii turiști de la această locație. Ideea e că am și rezervat-o azi dimineață. Auziți și voi cât de silențioasă e mașina asta. De fapt, n-auziți nimic. Și acum haideți să vă prezentăm cazarea noastră. Începem cu această curte uriașă. În momentul de față este doar a noastră. Teoretic aici există mai multe spații de cazare. Avem A, B și probabil și C undeva aici în spate. Noi stăm în căsuța aceasta din mijloc, dar e important să știți atunci când veniți în Viscri că e musai să vă cazați într-o casă săsească, încât să simțiți exact ce înseamnă locul acesta atât de vestit în lume. Ce mi-a atras mie atenția nu e doar culoarea caselor, faptul că se păstrează obloanele vechi de sute de ani, nu doar porțile impozante, ci și țigla aceasta. Ioan a zis că se aseamănă cu solzii de pește și într-adevăr așa este, probabil e o tehnică, se așează una peste alta, am mai văzut ceva asemănător în Alberobello, în Italia, dacă ți-amintești Ioan, și foarte fain arăta. Iarăși zici că ai schimbat țara. O să o schimbi în câteva zile, dar da, într-adevăr aici ai impresia că ai ajuns în altă țară, într-o altă dimensiune temporală. Ce facem? Avem în curte o toaletă ecologică. Da, bine, avem toaletă și la cameră, avem baie, avem duș, avem apă caldă, dar există cu toate astea și o toaletă. Avem și o fântână aici în spate. Și cam așa sunt delimitate casele, vedeți că, mă rog, se vede șura sau casa vecinului, aceasta este fântâna, deci teoretic ele nu sunt delimitate printr-un gard. Am observat aici că se îmbină lemnul foarte mult cu piatra, sunt cele două elemente obligatorii folosite în construcții. Haideți să vedem căsuța, am tras puțin cu ochiul înainte, să știți. Intrăm în această bucătărie, în această zonă în care se servește masa, un fel de sufragerie săsească, să-i spunem, avem o sobă, avem și un reșou, cred că avem aici, unde putem să ne gătim mese, da, un reșou electric. E o teracotă vopsită, ar fi fain să facem focul în sobă în seara asta, pentru că e destul de răcoare. Câte grade sunt, apropo, Ion? 14 grade. Oh, la la. Da, avem tot ce ne trebuie aici în cazul în care vrem să ne gătim și nu dorim să mâncăm la restaurant. Ia uitați, avem și pe jos piatră și foarte multe obiecte decorative vechi. Și apropo, nu știu dacă am menționat, dar satul Viscri face parte din patrimoniul UNESCO. Acesta este dormitorul nostru, avem două paturi. Da, miroase foarte frumos, nu știu la ce miroase, a levănțică, nu-mi dau seama exact, dar sunt foarte faine paturile că sunt pictate. Vedeți?
Da, e o casă 100% săsească și trebuie să recunosc că îmi place arhitectura ei, este pentru prima oară când testăm și noi așa ceva. Avem aici o sobă, asta cred că este o ladă de zestre, avem un scaun și cred că o ladă de zestre la o dimensiune mai mică. Aici avem o masă, bineînțeles un covor din acesta tradițional foarte frumos și foarte diferit de cele văzute de noi până acum în România și avem un reșou electric pentru că e frig, vă spuneam adineauri. Îmi place mult, are un aer romantic, să spunem așa, casa aceasta, camera în sine. Haideți să vă arăt și baia, pentru că se află aici la etaj. Ia uitați, e destul de mică, toaletă, bineînțeles, chiuvetă, oglinda e cam sus, doar pe vârfuri ajung la ea și această cabină de duș. Am uitat să vă arăt podelele, sunt din lemn, la fel și scările pe care am urcat. Pe această căsuță plătim 343 de lei pe noapte, fără mic dejun. Și nu-mi vine să cred, dar surprindem o imagine demnă de viscri, văcuțele ce se întorc fericite de la păscut către casă. Sunt foarte multe, cred că sunt cel puțin 100. Mai multe, cred. Mai multe, nu? Băi. Andrei, este frică de vaci. Noroc am auzit tălângile lor din curte, altfel nu ne-am fi dat seama. Citisem undeva că ele la apus se întorc și uite-te puțin la taurii aceia ce fioroși sunt. Sunt bivole. A, bivoli, wow! Stați să vedeți acum, uitați! Vai, dar ce imagine faină printre casele astea! Uitați-vă și voi cât de faini și oamenii au ieșit în fața caselor, în fața porților. Și așteaptă animalele. Da, și uite câte mai vin. Da, wow. Sunt sute, sute de vaci. Sute. Nu am mai văzut, sincer, în ultima perioadă atâtea văcuțe la un loc. Mai ales într-un sat să fie ale oamenilor. Bună dimineața din însoritul Viscri. Ce zi frumoasă, numai bună, bună de explorat satul la pas. Da. Suntem tare norocoși să prindem o vreme atât de frumoasă. Până ieri a plouat, inclusiv ne-au spus localnicii. Vă mai arăt încă o dată cazarea noastră, albastrul acesta de Viscri, extrem de frumos. Și curtea asta uriașă,
Da, cu părere de rău părăsim această zonă, ce să zicem, acum ne-ar fi plăcut să stăm mai mult aici. Vă spun un secret, dimineața era atât de liniște în momentul în care am deschis ușa casei și am ieșit afară pentru a-mi bea cafeaua în curte. Era o liniște de nedescris. Vă spun doar atât, am fost vecini cu prințul Charles, aceasta este casa lui, dar înainte de toate vreau să vă spun ce înseamnă această inscripție de pe poarta cazării noastre. Înseamnă că această proprietate face parte din Asociația Mihai Eminescu, susținută de prințul Charles, prin care o parte din casele de aici, din Viscri, inclusiv biserica, au fost renovate. Și nu doar din Viscri, ci din întreaga Românie. Așadar, nu doar că am stat în una dintre casele renovate și susținute de fundația condusă de Alteța sa, ci am fost și vecini. Odată pe an, el vine în această casă și stă cel puțin o noapte, două. Satul acesta trebuie descoperit la pas. Asta o să facem și noi, Doamne, dar mă bucur nespus că este senin astăzi, că e vremea atât de frumoasă, e și cald, s-a mai încălzit, cred că sunt undeva la 20 de grade și este ora 11. Sigur că am plecat cu o oră mai târziu față de cum ne-am propus. Vă spuneam adineaur că este interzis să parchezi în fața caselor de aici din Viscri și nu doar din prisma aceasta esteticii, ci și pentru faptul că atunci când se circulă, se face gălăgie, se aglomerează strada aceasta principală, ulița aceasta principală și se profuiește. Și atunci, da, sunt mai multe aspecte de care s-a ținut cont atunci când s-a luat această măsură. E un câine aici care alargă găinile. Aceasta este casa prințului Charles de aici, din Viscri. Ne-ar fi plăcut să ne cazăm și noi, dar, din păcate, pe ultima 100 de metri am decis acest road trip de două zile și data viitoare, când venim în Viscri, în mod sigur, o să ne cazăm aici. Și acum o să mergem până în capăt, la biserică, vestita biserică. Am filmat-o din dronă și arată senzațional. Personal, ador arhitectura din Viscri, este foarte veselă. Vedeți casele acestea pictate în culori vii, galben, verde, albastru. Da, sunt o încântare pentru ochii turiștilor și acum pot să înțeleg de ce atât de mulți turiști vizitează satul Viscri anual. Nu au voie să intervină, vă dați seama, asupra arhitecturii caselor sub nicio formă. Nu au voie să-și pună termopane, nu au voie să le vopsească în alte culori decât cele agreate de autorități sau să își pună un alt tip de acoperiș față de cel agreat. Iată că se poate și în România și pentru asta îi felicităm pe cei din Viscri că au luat o astfel de măsură. Suntem foarte fericiți că și în România se întâmplă lucruri frumoase, pentru că deseori ne-am plâns de faptul că în satele românești se pierde autenticitatea, se pierde arhitectura tradițională, dar iată că satul Viscri face excepție. E o bucurie să te plimbi pe ulițele satului Viscri. Într-adevăr, înțeleg acum de ce e interzis să vii cu mașina aici și e de preferat să o lași în parcarea satului. Foarte drăguți oamenii. Am înțeles că mulți nemți s-au mutat aici, mulți bucureșteni și-au deschis afaceri, restaurante, magazine artizanale și tot așa. Voiam să vă arăt adăpătoarea satului. Aceasta e. Am văzut una asemănătoare într-un sat săsesc, în Râmetea. Da, probabil că aici s-a dat covace, adică probabil, în mod sigur. Ai văzut câte băcuțe sunt? Da, sunt câteva sute, cred că sunt peste 300 din câte am citit. Sunt și capre, cai și ne spunea doamna la care ne-am cazat noi, mă rog, doamna care se ocupa de curățenie, că aici există un pastor, mă rog, el este denumit Ciurdar, de la Ciurda de Vaci, care se ocupă de toate vacile satului, le duce la păscuș și așa mai departe, în schimbul unei sume de bani pe care o primește de la localnici. Pe vremuri el primea slănină, pâine de casă, alimente, da, mâncare. Și între timp lucrurile s-au mai schimbat, dar da, uite, e îmbucurător că aici încă se păstrează tradițiile, se păstrează arhitectura. Deci uitați-vă la porțile astea cât sunt de vechi, la obloane, la geamuri. Da, e nemaipomenit. Îmi place așa imperfecțiunea lor. Îmi place că unele sunt deteriorate. Nu știu dacă mă înțelegeți ce vreau să zic. Adică nu au perfecțiunea aia, domnule, este varul proaspăt dat, obloanele sunt noi, totul este țiplă, să zic așa. Okay. Și îmi place că nu seamănă una cu cealaltă. Adică foarte rar vezi două case asemănătoare. Și mie mai place un lucru, faptul că nu prea sunt turiști la ora asta. În weekend spunea și doamna care face curățenie că se supraaglomerează zona. Dar ne bucurăm, ne bucurăm, da, că am ajuns aici și ne bucurăm că vremea ține cu noi. Și încă ceva, cât costă o casă aici, că am întrebat? Da, doamna ne spunea că o casă costă în jur de 100.000 de euro. Acum nu știm în ce condiții arată, dacă mai trebuie să bagi bani, să o renovezi, dar cam ăsta este prețul, ce am aflat noi. Ea a avut o casă și în 2006 a avut-o cu 20.000 de euro. Și puțin.
câțiva ani mai târziu, noul proprietar a vândut-o cu 120.000 de euro. Deci, da, cresc prețurile de la an la an și asta datorită sau din cauza prințului ceas, nu știu, cred că datorită lui. Doamne, deci sunt frumoase. Sunt multe restaurante aici, am înțeles, la diverse numere. Unele tradiționale, există și o pizzerie, doar că nu sunt semnalizate. Uite, aici la 143, iarăși un punct gastronomic. Noi o să mergem acum la biserică, la biserica fortificată, după care mergem la cofetărie sau înainte de asta, să ne luăm și noi ceva, să mâncăm așa de dimineața micul dejun. Și poate, Andreea e nevorbită. Da, și poate găsim și niște șosete din lână, niște pulovere, pentru că aici se realizează aceste șosete. Înțeleg că o familie de nemți în urmă cu mulți ani a decis să deschidă sau, mă rog, să promoveze un astfel de business, o tradiție locală. Sperăm să găsim și noi deschis azi. Și uite celebrele gâște din Bistri. Ați auzit, Andreea vrea să-și ia șosete de lână pentru următoarea destinație. Unde mă duci, Ion? Unde mă duci? În Groenlanda? La frig? În Antarctica? Unde mă duci? În Alaska? Chiar vreau să te văd în următoarea destinație cu șosete de lână. E un challenge. Accepti? Hey, nu, nu l-accept. Cum. Nu. Băi, dacă e de frumos, incredibil. Da, merită să stai pe aici vreo 3 zile, zic eu. Cel puțin, da. Cel puțin. Știți ce am observat în satul acesta? Foarte mulți copii. Semn că nu e depopulat, la fel ca alte sate românești, dimpotrivă. E populat și de tineri și de oameni de toate vârstele. O nouă adăpătoare am găsit. Într-adevăr, e neplăcut să te plimbi pe ulița principală a satului, pentru că ați văzut și voi din dronă. Biscri înseamnă o uliță principală cu case de o parte și de alta. Practic, în Biscri există două biserici, Biserica Evanghelică Fortificată și Biserica Ortodoxă Sfânta Treime și două cimitire separate, bineînțeles. Ne spunea doamna de la cazare că în momentul de față mai trăiesc foarte puțini sași autentici aici în Biscri. Majoritatea sunt români, ortodoxi, să spunem așa. Hai să urcăm către biserică. Cred că va fi o imagine extrem de frumoasă. Eu am văzut cum arată din dronă. Da, și eu am văzut și sunt convinsă că și voi ați văzut. Biserica fortificată este atracția principală din satul Biscri și este o adevărată comoară arhitecturală medievală, dacă putem să o numim așa. A fost construită în secolul al XIII-lea, în locul în care înainte exista o biserică romană. Uite, ne putem cumpăra chiar și suveniruri de aici, de la poartă. A, acestea sunt? Ce interesant sunt acești papucei. Da. Wow. Tot din lână sunt realizați după o tehnică destul de complexă, am înțeles. Necesită foarte mult timp și foarte multă îndemânare să-i realizezi. Dar uite cât de fain sunt și ăștia mici. Da. Dai seama ce călduroși sunt. Și uite, șosetele din lână. Și se folosește lână netoarsă, din câte am înțeles. Uite-te un pic. Mine, și da, și la noi se purtau. Haideți că am aflat cât costă o pereche de papuci. De exemplu, mărimea 36 costă 70 de lei. Diferă prețul în funcție de mărime. Vă dați seama, cu cât mărimea este mai mare, cu atât prețul crește, pentru că se folosește mai mult material, mai multă lână și necesită mai multă muncă. Vai, dacă de frumoși sunt ăștia, cred că sunt mult mai ieftini. Iar o pereche de șosete de lână costă 30 de lei. Avem și căciuli, din câte am văzut, căciulițele acestea împletite. Foarte drăguțe sunt. Da, așadar, uitați, și bluzițe pentru copii. Dacă veniți în Biscri, puteți să plecați cu un suvenir făcut de femeile de aici, din localitate, lucrat manual. Ia uitați ce drăguțe scăciulițele acestea, parcă sunt niște ciupercuțe. Îmi place ce văd, îmi place ce am găsit în Biscri, în ciuda faptului că am auzit atât de multe păreri legate de drum și am aflat de ce drumul nu este renovat, să-i spunem, nu este asfaltat, pentru că se dorește păstrarea elementelor tradiționale, adică ulița aceea tradițională. Una e să vii să te plimbi pe uliță și alta e să vii să te plimbi pe asfalt și să vezi casele săsești. Și încă un aspect fain aici în Biscri sunt băncile acestea din fața fiecarei gospodării, unde oamenii chiar stau și se întâlnesc cel puțin la ceas de seară. Am observat asta ieri, în momentul în care am ieșit la magazin, dar nu am filmat. Iar acum o să intrăm pe poarta bisericii. Oamenii au grijă de acest loc, se lucrează intens, miroase a iarbă proaspăt cosită, sunt și niște văcuțe. Îmi place sunetul tălângilor. Cât de frumos arată acest loc. Zici că e un castel.
nici de cum o biserică. Cu siguranță că avea și rol de apărare. Începând cu anul 1999, a fost inclusă în patrimoniul mondial UNESCO și se spune că este cea mai frumoasă biserică fortificată din Transilvania. Un bilet costă 12 lei, am plătit 24 de lei în total. Voiam să vă arăt acest blănos drăguț care ne-a întâmpinat aici la biserică. Și mai este unul mic? Ah, ok. Ah, cel pe care l-am văzut din aur, da. Hai să vedem cum arată biserica în interior. Am înțeles că avem acces la turnul acesta, putem urca, dar și la un muzeu cu obiecte tradiționale de aici, din Transilvania. Foarte mulți turiști, în special turiști străini. Și ce surpriză este interiorul bisericii, curtea în sine. Vedeți și voi cât de frumoasă e, cât de spectaculoasă. Și aici regăsim țigla aceasta tradițională de viscri. Foarte frumos. Aici cred că este muzeul. Sunt mai multe obiecte tradiționale. Aici cred că e un plug. Praștie, ia asta dacă nu mă înșel. Obiecte folosite în gospodărie, niște roți de la carele cu boi. Ce avem? Un cântar sau o balanță, cum vreți să-i spuneți. O banchetă pentru căruță. Avem aici o greblă folosită la strânsul fânului și o grapă. N-am mai văzut o grapă de când eram copil. Piatra aceasta de pe jos e nemaipomenită. Vedeți că inclusiv biserica este realizată din piatră. Mare păcat dacă plecam din România și nu vizitam Viscria. Uitați, avem și o căruță aici, o căruță tradițională trasă de boi. Wow! Ce bijuterie, într-adevăr, este biserica aceasta. Aici este o expoziție de teracotă, pictată. Arată foarte, foarte bine. Sub zidurile de apărare se află foarte multe camere, ca aceasta de aici. Spații de depozitare. Ce mi-a atras mie atenția este turnul acesta, turnul slăninii se numește, sau Bacon Tower. Și uitați slănina cum este întinsă aici, este presărată cu sare din câte observ, arată într-un mod apetisant, parcă îți vine așa să tai o bucată, nu o să o atingem, vă dați seama că este interzis lucrul acesta. Aici sunt expuse mai multe obiecte folosite în bucătărie. Acestea sunt pentru făină, sunt linguri pentru scoaterea grâului din jitniță, iar acestea sunt alte obiecte folosite în gospodărie, în bucătărie. Acum haideți să urcăm împreună în turn să vedem satul de sus. Dar ce se întâmplă aici? Ce sunt aceste cufere? Cine știe să lase în comentarii. Și cam aceasta este priveliștea de aici. De sus. Acesta este cimitirul bisericii. Și este păstrat întru totul decorul, sunt păstrate elementele tradiționale, până și pereții aceștia au farmec, picturile sunt originale, wow. Incredibil, băncile. E una dintre cele mai frumoase biserici pe care le-am văzut în viața mea, sincer vă spun. Deși nu este renovată și nu vezi elemente noi, moderne, vechiul acesta, tradiționalul acesta este uimitor. Orga aceasta, priviți-o cât de faină este. Strana, incredibil. O bijuterie. Iar acum o să urcăm în cel mai înalt turn de aici, de la biserică. Accesul se face pe aceste scări din piatră, prin acest labirint foarte interesant. Parcă te întorci în timp. Și locul este îngust. Ce voiam să spun e faptul că dacă ne întâlnim doi oameni, trebuie să ne așteptăm. Da, accesul nu e greu. Nu sunt chiar atât de abrupte treptele.
Drept urmare am ajuns la al doilea nivel. Dar noi o să urcăm mai sus pe aceste scări din lemn. Andreea nu este cu înălțimile, așa că am eu onoarea să vă prezint priveliștea de sus. Și se pare că am ajuns la ultimul nivel. Avem priveliște 360 grade din acest turn. Se vede totul de aici din Viscri. Împrejurimile, satul, absolut tot. Vă recomand să veniți aici neapărat dacă ajungeți în Viscri. Ce frumos a fost, incredibil, chiar mi-a plăcut enorm. Eu nu mă așteptam să vezi. Nici eu nu mă așteptam la asta. De sus pare frumoasă, dar în realitate este extraordinară. Nu am menționat, acesta este programul de vizitare al bisericii din Viscri, fortificat. Haideți că ne-am oprit aici să luăm prânzul, să-i spunem, și micul dejunul în același timp. Voiam să vă arăt aceste pernuțe realizate din lână, dar și scaunele pictate. Ați observat că aici în Viscri totul este despre culoare. Bineînțeles, ștergare, farfurii tradiționale pictate pe pereți, nemaipomenit arată locul. Și curtea îmi place. Și curtea, da, și oamenii sunt foarte drăguți. O să ne luăm câte o ciorbă de afumătură, costă 25 de lei. Nu o să ghiciți, dar până vine ciorba mâncăm pâine caldă, proaspăt scoasă din cuptor, realizat la una dintre gospodăriile de aici din Viscri. A sosit și socata între timp. Doamne, cum miroase pâinea! Aș ce gust are, nu vă imaginați. Crusta asta este delicioasă. Păi a fost bine că am oprit aici. Da, de bun augur. A venit ciorba, miroase senzațional, ce pot spune. Hai să vedem cum arată. Oh, e porția mult mai mare față de ciorba mâncată ieri. Ciorbă de, da, ciorbă de cartofi cu afumătură, uitați-vă voi cât de bine arată, are smântână, are legume. Păcat că nu puteți simți mirosul, ia să vedem. Și pâine caldă. E acrișoară, foarte bună, nu doar că frige, e fierbinte. Poftă mare, ne vedem imediat. Aici am mâncat cea mai bună mâncare din Viscri, se numește La Mariana, restaurantul. Ne-a plăcut mult mai mult aici mâncarea decât la restaurantul de ieri. Parcă ingredientele și, nu știu, gustul a fost altfel. Da, mult mai gustoasă mâncarea. Mergem la mașină, după care părăsim Viscri, din păcate. Uitați-vă și voi ce frumos e. Un sat în adevăratul sens al cuvântului, cu liniște, cu tihnă, cu oameni faini, cu tradiții, cu arhitectură deosebită. Da, așa ar trebui să arate toate statele din România, din punctul nostru de vedere, să simți că ai ajuns la sat. Pentru că definiția satului asta este: tradiție, mâncare gătită acasă, cu ingrediente naturale, cu legume cultivate în grădină, cu oameni faini. Asta, oameni faini. Da, și toate acestea adunate definesc un sat românesc. Așadar, gata, ne vedem de la mașină. Pe două ciorbe și o socată am plătit 65 de lei. Am mai observat că fiecare casă are un mesaj inscripționat, fie numele proprietarului, fie un motto, un citat, dar și anul în care a fost construită. De exemplu, această casă a fost construită în anul 1934. Și sigur că am mai văzut unele de la 1800. Da, minunat, minunat satul acesta. E parcă un muzeu în aer liber. Așa te simți. Și gata, am ajuns la cazare. Ne luăm bulinuța aceea simpatică care a stat aici cu minte și ne-a așteptat. Abia aștept să pornim la drum. Mulțumim Viscri pentru o super experiență, vă încurajăm și pe voi să ajungeți aici, de ce nu, la bordul unei mașinuțe închiriate de la Enterprise. Mulțumim pe această cale companiei că ne-a pus la dispoziție această bulinuță fâșneață, cum ar zice Ion. Da, încheiem călătoria noastră prin România, cum altfel dacă nu pe drumurile patriei, pe drumurile noastre toate. Am descoperit România, frumusețile ei, munți, dealuri. Toate. Voi, delta. La jumătate. Like, like, like pentru Ion, vă rog, cântărețul familiei. Oficial am intrat pe Transfăgărășan, mai avem 39 de minute și ajungem la prima oprire, Bâlea Laca. Abia așteptăm, deja drumul este interesant. Intrăm puțin din ce am văzut în nori, vremea sus o să fie cețoșată, sperăm să nu plouă. Am oprit puțin pe marginea drumului pentru că am tărit cascada Bâlea și vrem și noi să o vedem pentru că nu a fost niciodată, dar ne-am propus de nenumărate ori, doar că nu se vede din acest punct în care ne aflăm noi. Oh la la, uitați-vă și voi cât de sus ne aflăm, dar cât de frumos este peisajul. Teoretic ea curge de undeva din partea aceea și apropo o să filmez acum cu telefonul pentru că mi se pare că surprinde mult mai bine frumusețea acestui loc.
dar o auziți și voi, sper. Auziți susurul apei undeva în vale aici. Doamne, sper să nu iasă vreun urs. Am văzut imagini de-a dreptul dezolante din această zonă. Printre altele, Ion se pregătește să lanseze drona, așadar probabil o să vedem cascada din dronă, cel mai sigur. Doamne, dar ce frumos este peisajul! Mi-a fost dor de drumul acesta, drumul dintre nori, cum mi se mai spune Transfăgărășanului. Momentul acela când cobor din mașină și te ustură ochii, nările de frig. Ei bine, am ajuns la 7-8 grade, cred că sunt aici, dar e sentimentul acela de iarnă. Nu știu, nu pot să-l descriu în cuvinte, doar că e foarte, foarte frig și nu eram pregătiți neapărat pentru asta. Am ajuns la Bâlea Lac, am parcat aici, costă 10 lei ora și acum mergem prin acest bazar. Am văzut că e un bazar, sunt foarte multe restaurante, grătare, miroase amici, colaci, chiurtoș, adevărul e că miroase bine, na. Miroase a mâncare. A mâncare, da, grătar. Stai să vedeți cum iese aburi atunci când vorbesc. Găsim de toate, de la covrigi, la ciocolată de casă, afine, vin fiert, porumb fiert, uite, au și buls, cârnați, costiță afumată, slănină. Doamne, cum arată toate astea, bine. Ideea e că... Dulceață, da. Da, dulceață. Ideea este că stau aici, în praf, nu știu cum se numesc, poluare. Nu știu dacă e tocmai ok, dar na. Cine suntem noi totuși să ne dăm cu părerea? Hai să vedem Bâlea Lac, că noi de asta am venit aici. Am fost luat prin surprindere, în sensul că am ajuns, cred că în 2 minute, aici, la Bâlea Lac, din parcare. Cât de frumos se vede. Priviți și voi. Este un lac glaciar și am uitat să precizăm, dar ne aflăm la altitudinea de 2043 de metri și de aceea e atât de frig. Norocul nostru este că vremea e cât de cât bună, în sensul că nu plouă, nu ninge. Orice e posibil aici, fiind la o altitudine atât de mare, minunat. Să știți că amețesc puțin de la atâta frumusețe. Voiam să vă arăt modul în care se reflectă munții în apă. Priviți și voi ce imagine frumoasă și cum se văd norii aceștia. Deci un tablou deosebit. Nu pot să cred că suntem atât de norocoși încât să vedem lacul atât de frumos, să ni se arate atât de frumos. Ce mai pot spune în fața naturii? Te pleci pur și simplu. Ce mi se pare foarte interesant e faptul că oamenii văd că au aruncat monede aici în lac. O exista o legendă că le aduce noroc? Nu am idee. Am venit pe o insuliță care arată senzațional, uitați-vă și voi. Și vă arăt imediat unde sunt. Nu știu dacă v-ați dat seama. Am
Ana-s înghețat. Da, sunt înghețată, mi-au înghețat mâinile, uite-te. Eu am alergie la frig și mă înroșesc. Cum a fost? Las că plecăm la căldură imediat. Da, în câteva zile. Da, foarte frumoasă imaginea asta, nu pot la ochi. Hai să luăm șorici și să ne continuăm drumul, pentru că ne mai așteaptă 4 ore până în București. Gata, incursiunea noastră de la Bulealac se încheie. Îmi pare rău că, uite, nu ne dedicăm mai mult timp să explorăm zona de aici. Sunt foarte multe trasee montane, trasee ce duc către vârful Negoiu sau vârful Moldoveanu și, sincer, mi-ar fi plăcut să mă avânt într-o astfel de drumeție. Cine știe, poate data viitoare când venim în România sau organizăm ceva cu abonații noștri, o da, escapadă montană, ar fi foarte tare, nu? Să mergem cu corturile. Da, uite, în felul ăsta aș prinde și mai mult curaj. Mergem către Transfăgărășanul, partea a doua, clasic, și ne vedem de pe drum. Ne aflăm acum pe Transfăgărășan sau drumul printre nori, așa cum este el cunoscut, unul dintre cele mai frumoase drumuri din România. Este o adevărată destinație de vacanță datorită obiectivelor turistice din zonă, dar și peisajelor uimitoare cu munții Făgărași. Măsoară aproximativ 151 de kilometri și a fost construit între anii 1970 și 1974 în timpul lui Ceaușescu și, conform datelor oficiale, aproximativ 40 de oameni și-au pierdut viața în construirea acestui traseu inedit pe care ne plimbăm și noi astăzi. Și probabil așa cum intuit deja, denumirea de Transfăgărășan provine de la prefixul Trans și Făgăraș, deoarece drumul leagă Muntenia de Transilvania, străbătând munții Făgăraș, cei mai înalți munți din România. Haideți că am întâlnit primul urs, o imagine foarte tristă și văd că sunt oameni oarecare îl hrănesc. Nu, doar a oprit, scuze. Moș Martin, da, o imagine tristă. Și este primul pe care îl întâlnim pe o distanță destul de mare. Vedeți că el e obișnuit să primească, adică așteaptă. Dar este pentru prima oară când văd un urs atât de aproape, sincer. Este înfiorător. Gata, noi am ajuns la destinație, suntem în București. După un drum de mai bine de 6 ore, între timp ne-a prins și noaptea, e destul de târziu, dar cu toate astea vreau să spun că cele două zile petrecute în Biscri, Transfăgărășan, zona aceasta de munte, m-au încărcat cu energie, parcă am așa forțe proaspete, parcă aș... La ora asta. Da. Este și foame, dau din casă. Ne-am încărcat și vizual, dar și emoțional pentru următoarea noastră călătorie. Probabil că următorul de pe alt continent, da, următorul vlog va fi din aeroportul, acolo o să-l începem. Și o să fie, vă promitem, o aventură pe cinste, așa cum v-am obișnuit. Nu uitați like, subscribe și un share. V-am pupat din București.